Bun regăsit, dragi telespectatori! V-am promis o emisiune specială astăzi de Ziua Românilor, de Ziua României. La mulți ani, vă spunem și noi de aici, de la Litoral TV, din mijlocul oamenilor. Pentru că am avut de-a lungul timpului în platou politicieni, parlamentari, am avut analiști, economiști care au tot discutat despre starea economiei. Dar am vrut să vedem și ce spun oamenii astăzi de ziua lor, de ziua națională a României. O să rog fiecare invitat să spună câte un mesaj pentru dumneavoastră, cei care ne priviți astăzi, un mesaj de solidaritate, de ce nu un mesaj de felicitare, pentru că avem multe, multe de făcut. Haideți să începem cu primul invitat. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Amza Stanciu. Domnul Stanciu, cum vedeți dumneavoastră starea actuală a economiei? Am vrut să vin în mijlocul dumneavoastră aici să vedem cum văd oamenii, pentru că am văzut cum văd economiștii, cum văd analiștii, așa cum spuneam. Noastră, cum vedeți economia zilei de astăzi? Noi cum să o vedem asta? Nu-i chiar așa de bine după cum se vede că este. Bun, dar au promis că majorează pensiile. Noastră, sunteți pensionar. Suntem pensionari. Așteptăm să vedem ceea ce a promis și ceea ce ne dă. Să vedem. Și când? Rămâne de văzut și când. Cât de curând, de la 1 iulie 2018, am înțeles. Da. Dumneavoastră? Ionașcu Gheorghe. Domnul Gheorghe, am discutat puțin înainte de a începe emisiunea. Dumneavoastră sunteți așa mai diplomat, echilibrat, vedeți lucrurile și pe de-o parte și pe de cealaltă parte. Dar care este situația reală în momentul acesta? E foarte complicată. Și de neînțeles, pentru că românii încă nu s-au trezit la realitate. Mulțumesc. Da, iată, un român spune că românii nu s-au trezit la realitate. Poate mai trebuie să dormim câțiva ani. N-am dormit destul, 27 de ani. N-am dormit destul în acești ultimi 10 ani de când suntem în Uniunea Europeană. Obligă să dormim în continuare. Bună ziua! Spuneți-ne, în cei 10 ani de când suntem în Uniunea Europeană, ce am avut, domnule, de câștigat? Am avut ceva sau nu mai am fost o piață de desfacere? Cred că am fost o piață de desfacere. Tot ce a fost bun în țară s-a pierdut datorită șefilor de sus. Întotdeauna peștele de la cap se împute, de acolo pleacă toate. Vă referiți și la privatizările care au avut loc de-a lungul timpului? Bineînțeles, pentru că privatizări s-au făcut obligați de Uniunea Europeană să strice tot și noi am rămas acum fără nimic. Nu, niciun act nu putem să fabricăm. Bun, dar ultimul studiu pe care l-au făcut casele de sondaj spun că 60%, aproape 60% dintre români spun că a fost un lucru bun această intrare în Uniunea Europeană, dar chiar nu am avut nimic de câștigat. De câștigat au avut mulți, adică majoritatea n-au avut de câștigat, au avut de pierdut, iar o parte a avut de câștigat, pentru că privatizând lucrurile au făcut în așa fel încât au pus la licitație oameni cunoscuți de ei lor, prin care au beneficiat de niște avantaje necuvenite. Bun, dar dacă nu am fi intrat în Uniunea Europeană, nu am fi avut posibilitatea de a lucra în afară. Da, și asta e adevărat, dar e greu și pentru familiile oamenilor, pentru că pleacă părinții să lucreze în afară, copiii lasă în grija bunicilor și bunicii bătrâni de-abia se mișcă, nu pot să aibă grijă de ei și se întâmplă multe lucruri nefericite. Mulți români și-ar dori să revină în țara lor. Credeți că vor mai avea posibilitatea asta? Asta e că nu are posibilitate unde să muncească și ca chiar să poată să dacă câștigi. are, nu primesc salariile care trebuie ca în sala dacă o să fie ca nu e. Bun, dar guvernanții au promis că vor face un plan de investiții pentru ca economia să înceapă să se deblocheze pentru a crea locuri de muncă. Așa, chiar acum cred că are o lună de zile de când s-a propus cineva că va începe să construiască fabrici
ca să aibă lumea unde lucra. Eu nu văd cum va, de unde ia bani ca să facă aceste fabrici. Nu sunt fonduri europene. Tineretul în ziua de astăzi umblă pe străzi. Umblă pe străzi. Pur și simplu, n-are servici, n-are niciun... Cât mai trăiesc părinții, o să aibă. După aceea ia calea... Vor pleca în străinătate. Medicii, am văzut foarte mulți medici. Au plecat toți medicii, cei mai buni, s-au dus. Bun. Și atunci vă întreb, pe noastră, cei care sunteți aici, vocea poporului, cum ne putem reabilita, cum ne putem ancora din nou într-o realitate, într-o dezvoltare? Ce trebuie schimbat? E greu, trebuie schimbat tot. Tot trebuie schimbat. În special, sunt parlamentari de 27 de ani, numai acolo. Ce-au făcut ăștia acolo? Nu se cunoaște nimic ce-au făcut. Bun, dar votul este al românilor. Votul, păi asta e. Noi că am votat români... ce s-au pus ei pe listă. Noi am votat lista. N-aveam pe cine să votăm pe altcineva. Partidele. Partidele și-au făcut listă fiecare, pus acolo și am intrat în cabină, pus ștampila pe partid. Dar eu omul ăla nu-l cunosc. Nu știu ce meserie are, nu știu ce hram poartă. Bun, haideți să revenim la partea economică, pentru că avem un caz special, avem plăcerea, onoarea de a discuta cu un român care a lucrat la construcția canalului Dunăre-Marea Neagră. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, am înțeles că ați pus umărul acolo la acest canal, care acum, datorită acestui canal, economia românească este cumva pe plus. Da, am muncit la canal, da. Acum l-a fermat. Canal când s-a început cu Gheorghiu Dești. Și până la urmă începuse cu Ghionoia, cu lopata și vom da canalul, gata. Asta era cântecul când ne scoteau. Cântam dimineața. Dar dacă a venit Ceușescu, a pus mașinării tot și a făcut canalul și a făcut irigare. Făcut... Credeți că era mai bine înainte de 89? Da. Erau și lucruri neplăcute, pentru că oamenii au ieșit în stradă în decembrie 89, nu? Pentru că erau nemulțumiți. La urmă, nu vreau să... Și acum, e oameni care ar avea putere să muncească, unii nu vrea, alții caută loc de muncă și nu ieși. Și mai e treaba în felul următor. Domnul primar, președintele țării care era, când am votat, a pus problema că să-l votăm pe el, că aduce pe toți de afară și le dă locuri de muncă și nu știu. Dar se vede că n-a făcut chiar nimic. N-a făcut nicio unitate ca să bage lumea la muncă. Vedem că sunteți aici cu prietenii noastre, mai stați în fiecare zi de vorbă, mai discutați problemele țării. De aceea vă văd în continuare uniți, chiar dacă sunt probleme, chiar dacă trecem peste anumite clipe grele, în continuare românii, iată, de ziua națională, trebuie să transmitem acest mesaj real din rândul lor. Sunt uniți. Speranța. Speranța moare ultima. Iată ce spune un interlocutor. Vlad Nicolae. Domnul Nicolae. Speranța moare ultima. Speranța moare ultima. Sperând că va fi mai bine. Și uite că de multe ori ne dezamăgim. Nu vedem treaba asta să meargă cu pași mai repede. Prea încet se mișcă, nu știu ce face cu banii, de multe ori nu știe să-i folosească, la sfârșit de an ia înapoi Uniunea Europeană, că nu e justificat, n-ai făcut ce trebuie să faci pe ei. Într-adevăr, are dreptate. Haideți să discutăm cu încă un interlocutor. Ce părere aveți
vedem în presă, vedem statistici, ei spun că avem creștere economică peste 6%. Noastră, ca și români, resimțiți această creștere economică? Și știi că a trebuit mai mult efort depus de acele persoane care au ajuns unde au ajuns pe bună dreptate, să ocupe de felul că de caz sunt. Sunt oameni etate, sunt oameni nevoie, sunt care nu are copii pe lângă ei. Și ne-a murit unul din bătrân din Paris, ne-a murit soțul sau soția. Sunt foarte greu. Bun, dar în momentul de față vedem că actualul guvern este înclinat și spre partea socială, pentru că vine cu majorările pensii, majorarea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2018, plus alte beneficii în avantajul celor care poate sunt nevoiași, poate sunt într-o situație delicată. Da. Ar trebui să schimbi de la o zi la alta, la o săptămână la alta, sau mai departe, pentru că sunt, repet, sunt fel de fel de cazuri. Bun, dar există un subiect acum care este intens discutat. De exemplu, noi avem niște legi, niște parlamentari care fac unele legi. Cum vi s-ar părea corect ca partenerii noștri americani să vină să ne spună ce trebuie să facem noi în țara noastră? Eu zic că ar trebui țara noastră, poporul nostru, după lumea și pământul, ei a făcut ce a făcut trecutul, oamenii trecuți, așa mai departe, fie politicianul, fie diferite categorii de oameni pregătiți. Bun, dar tot partenerii noștri strategici ne vor livra rachetele Patriot, care nu costă foarte puțin. Din bugetul nostru, acesta pe care îl avem și ne chinuim să-l facem în fiecare an, vreo 4 miliarde de dolari trebuie să le dăm americanilor. Acum este bine? Nu este bine. Noi să ne vedem treburile noastre, că avem cu ce trăim, cu ce se poate face la anumite chestii pentru pregătirea în domeniul cutare, în domeniul cutare și mai departe. Știți ce vreau să vă întreb? Eu n-am mai observat și vreau să vorbesc și cu noastră. Școlile acestea de meserii, mai pregătim meseriași în momentul nu de față? Nu se mai pregătește. Școlile profesionale au dispărut. Mulți spune că va începe, dar când? Nu se știe. Neapărat trebuie să înceapă școli profesionale să-i califice pe tineretul ăsta să mai umble pe străzi, să învețe o meserie, ca să poată să iasă, să muncească, să poată ieși la pensie. Dumneavoastră ce meserie aveți? Eu bulgher. Bulgher. V-a plăcut meseria aceasta? Ați făcut-o cu pasiune, cu dăruire? Ați contribuit de-a lungul acestor 10 de ani, sunteți pensionar acum. Da. Dacă îți place o meserie, înseamnă că și reușești, nu? Da. Dar s-a suspendat și nu s-a mai făcut școli pentru calificare de dulgheri, ferari, pentru construcții, policalificare. Nu mai sunt acum la ora actuală. Dar tineretul care sunt și pleacă afară, ar fi bine ca să învețe o meserie, ca să o aibă, ca ferar, toate meseriile este de construcții, șutori, lăcătuși, toate meseriile, dar la noi nu mai sunt. Și foarte greu. Este într-adevăr greu. Mai cauți un tinichigiu bun, cauți un meseriaș bun, un instalator bun, nu mai găsești, nu mai sunt școli, nu? Ești normal. Chiar pentru necesitățile omului privat. Cauți un specialist, un muncitor care să-ți facă o lucrare ca lumea, nu găsești. Și nu ai găsești. Bun, dar și noastră a spus, speranța moare ultima. Da. Mai aveți speranța că ne vom reveni ca țară în ceea ce privește investițiile? Eu așa cred că va fi, dar foarte greu. Foarte greu. Trebuie să punem și noi românii umărul la treabă, nu? Bineînțeles. Tineretul mai mult. Noi la dacă 80 continuăm de ani, așa, înseamnă că o să vină experții din altă țară ca să ne învețe pe noi. Păi, și așa produsele le importăm din alte țări. Știi ce facem? Într-o țară care era renumită cu agricultura, am ajuns să importăm de toate care la noi se strică pe meleagurile astea, pentru că nu are ce să le, și nu sunt ajutați efectiv de deci un mai, un ajutor mult mai mare pentru producătorii români, să înțeleg. Bineînțeles, altfel nu are cum. Că dacă Dumnezeu nu ne dă ploaie,
producătorul ăla este la pământ. Și cum face că este sărac cum este? Da, iată un punct sensibil, corect. Irigațiile de pe vremea lui Ceaușescu erau ca florile pe câmp. Acum s-au îmbogățit țiganii pe el. Bun, dar revin la subiectul acesta, că avem canalul aici aproape, nu se poate face ceva în sensul acesta, să folosim apa din... Se poate face, sigur că da, dar trebuie utilaje, motopompe, nu știu... Dar sunt fonduri europene, stimate domn, sunt fonduri europene pe care le putem lua, și le putem accesa. De ce nu le folosești? Nu le folosești? Adică nu se ține de treabă. Cel care primește fondurile astea, astea trebuie folosite. Că le ia eșalonat pe priorități. Și la sfârșit de an, lumea îți ia banii înapoi dacă nu ești. Și poru să înceapă și cu posibilitățile astea ale canalului. Și chiar și un punct turistic. Eu sunt orașul, zice, Năvodă, Medjugorje, Năvodăr, chiar. La Năvodăr existau discuții și în trecut, și în prezent sunt discuții pentru crearea unui port turistic. Dar, din nou, birocrația, să știți că pune cumva frână în dezvoltare. Așa este e. Adevărat? Birocrația este o mare problemă în România? Este. E mai mult de jos în toată lumea, de rândul lor și de jos, în care se face multe bunătăți. Agricultură, industrie. Hai să încheiem emisiunea într-un ton optimist. Haideți să aflăm mesajul românilor pentru români astăzi de Ziua Națională. Sănătate multă la cei care lucrează, la cei bătrâni mai trăim, să fim sănătoși, să trăim și noi pe îngătelire. Într-adevăr, iată o dorință, da. O dorință a unui om, a unui pensionar, să fim sănătoși, pentru că le ducem noi pe toate românii. Transmitem de Ziua României la mulți ani, sănătate, numai bine și bucurie. Numai bine și bucurie, sănătate și noastră. Deci, în cazul acesta, în 1 decembrie, doresc tuturor românilor să fie mai cumpătați, mai uniți, mai iubitori și să fie sănătoși. Într-adevăr, un mesaj important, să fie mai uniți. Iată ce spune invitatul nostru. De Ziua Națională urez tuturor oamenilor muncii să-și bagă de treabă la locul lor de muncă, să fie mai deciși și să-și rezolve problemele pe care le are în desfășurarea de zi cu zi. Și iată încă un sfat, să fim mai deciși. Poate că ne lipsește lucrul acesta uneori, poate că nu suntem pragmatici, poate că nu vedem oportunitățile, dar aceasta este vocea românilor. Astăzi, de Ziua Națională, vă spun și noastră, dragi respectatori, un sincer, la mulți ani, sănătate și să vă spate de cât mai multe bucurii. Toate cele bune, la revedere!